Bogate în vitamina C, bune pentru imunitate, mai ales în plină pandemie și în pragul sezonului rece, măceșele sunt la mare căutare în această perioadă. În Gorj, măceșele s-au copt și sunt culese în aceste zile. Munca nu este una prea ușoară, iar un kilogram de măceșe se vinde cu doar 2 lei. E rentabil să le duceți la centrul de fructe? Adică este, da. Este. Sunteți remunerat? Da. Da. Și cam la cât ajunge un kilogram? Sau cât? E 2 lei pe kilogram. Reușiți să strângeți destul de mult, nu? Pe sezon. Da, da, să strâng. Le ducem la centru și am înțeles, acum e contract export, e Olanda anul ăsta. Până acum era în Germania. După ce sunt culese, măceșele sunt păstrate în depozitul frigorific la minus 15 grade. 26 de kilograme. Ambele lădițe. La ambele lădițe. De aici pleacă direct în camera frigorifică. În camera frigorifică în interior și de aceea se ambalează în butoarea de acolo și se duce în altă țară. În această toamnă, 40 de tone de măceșe din Gorj vor ajunge în Germania și Olanda. Mai ales în pandemie, cererea străinilor s-a dublat. Măceșele ajung în fabrici de produse farmaceutice sau alimentare. Pentru acest an, Direcția Silvică Gorj are un program de 40 de tone de măceșe. Deja întreaga cantitate a fost contractată prin licitație. Am obținut un preț bun. Deja acțiunea în teren este în plină desfășurare, deja avem aproximativ o cantitate de 10 tone achiziționată și depozitată la centrul de fructe de la preajma Direcției Silvice Gorj, acțiunea continuă. Măceșul este foarte apreciat în medicina naturistă, conține vitaminele A, B1, B2, C sau E. Ceaiul de măceșe ajută la tratarea afecțiunilor respiratorii și hepatice, intoxicațiilor sau febrei. Hai, mașină.